Salut pe toți cei care vă pregătiți pentru admitere, pentru diferite examene de fizică sau pentru bacalaureat. Azi voi prezenta rezolvarea testului dat la admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila în 2023. De fapt, azi voi prezenta jumătate, 20 de itemi, iar în luna care urmează, cealaltă jumătate. Așa că acest videoclip vă poate ajuta pe toți cei care vă pregătiți din termodinamică, curent continuu și optică. Pe parcursul rezolvărilor voi aminti și alte materiale de pe acest canal care vă pot ajuta și pentru toate recomandările ce le voi face găsiți link-urile în descriere. Să începem! În circuitul electric din figură, sursa de tensiune electromotoare E și firele de legătură sunt ideale. Inițial, întrerupătorul K este deschis, ca în figură, la închiderea întrerupătorului K este adevărat că o sursă ideală are rezistența internă 0. Conductoarele ideale, de asemenea, au rezistența 0. Tensiunea la bornele unei surse, U, este E minus I înmulțit cu R mic. Dar dacă sursa e ideală și n-are rezistență internă, înseamnă că tensiunea la bornele ei va fi întotdeauna E, indiferent ce se întâmplă în circuit, cum se schimbă intensitatea curentului în circuit. Iar becul nostru este legat direct la bornele sursei. Mai sunt și alte lucruri, dar n-are importanță, pentru că tensiunea la bornele sursei fiind tot timpul egală cu E, indiferent dacă în cazul nostru întrerupătorul K este deschis sau închis, înseamnă că tensiunea pe bec va fi tot timpul egală cu E, cu tensiunea electromotoare, așa că răspunsul corect este A, becul B va lumina la fel. Despre presiunea vaporilor saturanți ai unei substanțe este adevărat că presiunea vaporilor saturanți depinde doar de temperatură și de natura substanței. Despre lichefierea gazelor, temperatura critică și vaporii saturanți am vorbit în cursul tranziției de fază 2. Vă rog să apelați la acest curs dacă vreți să înțelegeți și de ce presiunea vaporilor saturanți depinde doar de natura substanței și de temperatură. Deci, răspunsul corect este D. Este ceea ce se întâmplă într-o butelie de aragaz. Acolo avem butan sau propan sau un amestec de butan și propan în fază lichidă și deasupra vaporii saturanți ai hidrocarburii respective sau ai amestecului. Dacă deschidem robinetul, ies vaporii saturanți, o parte din ei, și se evaporă mai mult lichid. Dar presiunea vaporilor saturanți rămâne aceeași. Deci nu depinde nici de volumul pe care îl ocupă vaporii, nu depinde nici de cantitatea de substanță, depinde doar de temperatură. Dacă crește temperatura, crește și presiunea vaporilor saturanți și de natura substanței respective. Deci răspuns corect D. Într-un calorimetru ideal, la presiune atmosferică normală, se amestecă M1 kg de apă lichidă la 10 grade Celsius cu M2 kg de gheață aflată la minus 10 grade Celsius. Echilibrul termic se stabilește la 5 grade Celsius, știind că căldura specifică pentru gheață este jumătate din căldura specifică a apei și căldura latentă de topire este de 80 de ori căldura specifică a apei, să se calculeze raportul M1 pe M2. Despre calorimetrie am vorbit în cursul de aplicații cu același titlu, calorimetrie, și acolo am arătat că astfel de probleme se rezolvă cu ecuația calorimetrică, care spune că modul din căldura cedată
este egal cu căldura primită. Modul, pentru că în termodinamic o căldură cedată este negativă. Pentru că la sfârșit, în calorimetru, am temperatura numită temperatura de echilibru 5 grade Celsius, înseamnă că toată gheața se topește. Și ea primește căldură, ca să se topească, de la apa din calorimetru. Deci căldura cedată este căldura cedată de apa care se găsește în calorimetru, adică M1, orice mic apă. Și acum voi lua variațiile de temperatură în modul peste tot. Apa din calorimetru se răcește de la 10 grade Celsius la 5 grade Celsius. Înseamnă că variația de temperatură este 5 grade Celsius. Este egal cu... Gheața primește căldură, dar primește 3 călduri, de fapt. Pentru că odată trebuie să se încălzească până la 0 grade. Nu se poate topi până când nu ajunge la 0 grade. Apoi trebuie să se topească, are nevoie de căldură latentă, de topire. Și apoi apa care rezultă, care are 0 grade Celsius, trebuie să se încălzească până la temperatura de echilibru la 5 grade Celsius. Și atunci avem M2, masa de gheață, ori căldura specifică a gheții, înmulțită cu 10 grade Celsius, pentru că gheața trebuie să se încălzească de la minus 10 la 0 grade ca să se poată topi, plus M2 ori lambda, căldura latentă de topire, și plus apa care a rezultat și care are 0 grade, trebuie să se încălzească până la temperatura de echilibru, adică la 5 grade Celsius. Deci M2, orice mic apă, pentru că acum e apă, s-a topit, înmulțită cu de la 0 la 5, 5 grade Celsius. Deci, M1, orice mic apă, înmulțit cu 5 grade Celsius, este egal cu M2 și textul, enunțul, ne spune că pentru căldura specifică a gheții avem relația că ea este jumătate din căldura specifică a apei, deci putem scrie căldura specifică a apei supra 2 ori 10 grade Celsius, plus, tot în enunț, aflăm că lambda este de 80 de ori mai mare decât căldura specifică a apei, deci plus M2 ori 80 ori căldura specifică a apei, plus M2 ori căldura specifică a apei ori 5 grade Celsius. Și aici, dacă simplificăm, avem 5, aici avem 5, aici avem 5, împărțim la temperatură, obținem, după ce împărțim și la căldura specifică a apei, care acum apare peste tot, obținem că M1 este egal cu, aici a rămas M2 plus 80 împărțit la 5, 16 M2 plus, aici a rămas din nou M2. Adică obținem că M1 este 18 M2, ceea ce înseamnă că M1 pe M2 este egal cu 18. Și asta mai înseamnă că răspunsul corect este C. Se consideră un dispozitiv Young situat în aer, iluminat simetric cu lumină monocromatică. Se cunosc distanța dintre fante 2L egală cu 1 mm și distanța dintre paravanul cu fante și ecranul de observație de mare egală cu 2 metri. Se măsoară distanța dintre maximul central și primul minim de interferență și se constată că are valoarea de 0,5 mm. Deocamdată scriu doar 0,5 mm și o să vedem ce e asta. Valoarea lungimii de undă lambda a luminii monocromatice utilizate este... Găsiți teoria pentru dispozitivul Young în cursul de optică ondulatorie, difracția. Și acolo este dedusă formula pentru
interfranja dată de un dispozitiv Young, se calculează cu relația lambda ori de mare supra 2L. De aici rezultă că lambda, lungimea de undă, care ne interesează pe noi, este I înmulțit cu 2L supra D mare. Și acum, atenție, enunțul spune că distanța de la maximul central și primul minim de interferență este 0,5 mm. Asta nu e interfranja. Interfranja este distanța de la maxim la maxim. Distanța de la maxim la minim este jumătate din interfranja. Și asta înseamnă că interfranja este 1 mm, este dublul acestei valori. Și acum putem calcula. Lambda este 1 mm, adică 10 la minus 3 metri, înmulțit cu 2L, din nou 1 mm, 10 la minus 3 metri, supra de mare 2 metri. Deci lambda va fi 10 la minus 6, pot să scriu 10 înmulțit cu 10 la minus 7, supra 2 metri, pentru că metru pătrat pe metru, adică lambda va fi 5 ori 10 la minus 7 metri sau 500 ori 10 la minus 9 metri, ceea ce înseamnă 500 de nanometri. Deci răspunsul corect este D, 500 de nanometri. O lentilă sferică subțire formează o imagine virtuală, dreaptă, de două ori mai mare a unui obiect real aflat la 10 cm în fața lentilei. Convergența lentilei este. Mai multe informații despre convergență găsiți în cursurile lentile subțiri și convergența. Prima relație a lentilelor ne spune că 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f, care este chiar convergența, ceea ce vrem să calculăm. Raportul 1 supra f este convergența. Iar mărirea liniară, beta, în cazul lentilelor, este x2 pe x1. Și enunțul spune că imaginea este virtuală, deci este dreaptă și de două ori mai mare. Înseamnă că beta este 2. Și avem relația x2 pe x1 este egal cu 2, ceea ce înseamnă că x2 este 2x1. Și atunci putem scrie 1 supra 2x1 minus 1 supra x1 este egal cu ce mare? Cu convergența. Adică minus 1 supra 2x1 este egal cu ce mare? Și enunțul ne mai spune că obiectul se găsește la 10 cm în fața lentilei, ceea ce înseamnă că x1 este minus 10 cm. Și atunci avem minus 1 supra 2 ori 0,1 metri, dacă vrem să găsim convergența, trebuie să lucrăm în metri, este egal cu C. Dar să nu uităm, aici avem semnul minus, deci până la urmă convergența va fi pozitivă, avem de două ori semnul minus, și avem 1 pe 0,2, ceea ce înseamnă că avem o convergență de 5 dioptrii, metru la minus 1 sau dioptrii. Deci răspunsul corect este A. Un mol de gaz ideal efectuează procesul ciclic reprezentat grafic în coordonate presiune-temperatură absolută din figură. Următoarea afirmație este adevărată. Să vedem. A. În transformarea 2-3 gazul se răcește. Transformarea 2-3 este o transformare izotermă. Avem un segment de dreaptă perpendicular pe axa temperaturii, ceea ce înseamnă că în această transformare temperatura e constantă. Deci gazul nu se răcește, afirmația A nu este adevărată.
B. În transformarea 4.1 volumul gazului scade. Transformarea 4.1 este din nou o transformare izotermă și într-o transformare izotermă avem produsul P ori V constant. Și asta înseamnă că dacă presiunea crește, volumul trebuie să scadă. Deci, afirmația B este adevărată. C. În transformarea 1.2 gazul cedează căldură în exterior. Transformarea 1.2 este o transformare izobară. Și într-o transformare izobară, căldura se calculează cu formula nu ori Cp ori delta T. Și în transformarea noastră, temperatura crește. Se vede că T2 e mai mare decât T1, ceea ce înseamnă că am o căldură pozitivă. Și asta înseamnă că gazul primește căldură, deci nici afirmația C nu este adevărată. D. Area ciclului reprezintă lucrul mecanic util. Area unui ciclu reprezintă lucrul mecanic util dacă avem o reprezentare într-o diagramă Clapeyron, adică PV. Ori noi avem o reprezentare PT. E, procesul ciclic este format din două transformări izobare și două transformări izocore. Nu, avem două transformări izobare, e adevărat, dar celelalte două sunt izoterme. Deci nici afirmațiile D și E nu sunt corecte, așa că avem răspunsul corect, afirmația corectă, cea de la punctul B, în transformarea 4.1, volumul gazului scade. Un obiect luminos se găsește la o distanță D de un ecran fix. Între obiect și ecran se deplasează o lentilă convergentă cu distanța focală F și se observă că, pentru două poziții distincte ale lentilei, se obțin pe ecran două imagini clare ale obiectului. Este adevărat că am rezolvat o problemă care generalizează această problemă în videoclipul Probleme rezolvate de optică geometrică 4. Vă rog să-l urmăriți și veți vedea că distanța dintre cele două poziții pentru care avem o imagine pe ecran este de 4 ori distanța focală a lentilei. Și înseamnă că pentru a obține două imagini clare pe ecran, pentru două poziții distincte ale obiectului, trebuie să avem condiția de la punctul E, de mic mai mare decât 4F mic. De mic să fie mai mare decât de 4 ori distanța focală a lentilei. Deci răspuns corect E. Referitor la aparatele de măsură a mărimilor electrice, este adevărat că A. Voltmetrul ideal are rezistență nulă. B. Ampermetrul se montează în paralel. C. Intervalul de măsură al ampermetrului se poate extinde prin montarea serie cu acesta a unui rezistor șunt. D. Intervalul de măsură al voltmetrului se poate extinde prin montarea în paralel cu acesta a unui rezistor adițional. Și E. Rezistența ampermetrului trebuie să fie cât mai mică. Teoria necesară pentru rezolvarea problemelor de acest gen o găsiți în cursul de aplicații la curentul continuu cu titlul Curent continuu 4, șuntul ampermetrului și rezistența adițională a voltmetrului. Acolo veți vedea că în cazul ampermetrului trebuie să folosim un rezistor legat în paralel, numit rezistor de șunt, RS, dacă vrem să mărim domeniul de măsurare al ampermetrului, în timp ce în cazul voltmetrului trebuie să folosim un rezistor numit rezistență adițională legată în serie cu voltmetrul ca să putem mări domeniul de măsurare. Tot acolo veți vedea că ampermetrul se leagă în serie cu rezistorul prin care vrem să măsurăm intensitatea curentului, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă rezistența cât mai mică ca să nu modifice curentul în momentul în care îl punem și pe el în circuit, în timp ce voltmetrul se leagă în paralel cu rezistorul sau cu porțiunea de circuit pe care vrem să aflăm tensiunea, pentru că în acest fel, curentul care trece prin rezistor rămâne același dacă voltmetrul are rezistența foarte mare, cât mai mare.
Și atunci, în momentul în care legăm voltmetrul, el nu fură, ca să zicem așa, curent din ramura principală, ceea ce înseamnă că vom avea același curent prin acest rezistor, adică aceeași tensiune pe care am avut-o și când nu era acolo voltmetrul. Și atunci putem alege răspunsul corect, dacă știm aceste lucruri. Voltmetrul ideal are rezistență nulă. Nu, dimpotrivă, voltmetrul trebuie să aibă rezistență cât mai mare. B, ampermetrul se montează în paralel, nu, ampermetrul se montează în serie. C, intervalul de măsură al ampermetrului se poate extinde prin montarea în serie cu acesta unui rezistor șunt, nu, șuntul se montează în paralel. E, rezistența ampermetrului trebuie să fie cât mai mică. Da, e adevărat, dar am sărit peste punctul D. Intervalul de măsură al voltmetrului se poate extinde prin montarea în paralel cu acesta unui rezistor adițional. Nu, rezistorul adițional se leagă în serie cu voltmetrul. Deci rămâne ca răspuns corect cel de la E. Rezistența ampermetrului trebuie să fie cât mai mică, pentru că altfel el ar micșora curentul care trece prin rezistor în momentul în care l-am legat în circuit. Două baterii electrice, având tensiunile electromotoare E1, respectiv E2, și rezistențele interne R1, R2, sunt conectate în serie ca în figură. Să se calculeze puterea utilă maximă pe care gruparea de baterii o poate debita pe un rezistor extern. Deci E1 este 10 volți, iar E2 este 6 volți, în timp ce R1 este 3 ohmi, iar R2 este 1 ohm. O sursă poate da unui circuit puterea maximă dată de relația P maxim este egal cu E pătrat supra 4R mic. E mare fiind tensiunea electromotoare a sursei și R mic rezistența internă. Deci va trebui să calculăm tensiunea electromotoare echivalentă a surselor noastre și rezistența internă echivalentă, lucruri foarte simple, pentru că avem o legare în serie. Și atunci, tensiunea electromotoare echivalentă este suma acestor două tensiuni electromotoare, iar rezistența internă echivalentă este suma celor două rezistențe interne. Și atunci, puterea maximă va fi E1 plus E2 la pătrat, supra 4 pe lângă R1 plus R2. Adică va fi 10 plus 6, 16 la pătrat, 16 ori 16 volt pătrat, supra 4 înmulțit cu 3 plus 1, 4 ohm. 16 se simplifică cu 16 și puterea maximă va fi atunci 16 W. Ceea ce înseamnă că rezultatul corect este cel de la punctul A, 16 W. Fie o rețea de difracție având constanta L egal cu 2 micrometri, iluminată sub incidență normală, cu lumină monocromatică, cu lungimea de undă de 500 de nanometri, numărul total de maxime care se formează este egal cu, deci L este 2 micrometri, în timp ce lungimea de undă lambda este 500 de nanometri. Teoria rețelelor de difracție o găsiți în cursul de optică ondulatorie cu numărul 4, cu titlul Difracția. Și acolo veți vedea că ordinul cel mai mare al maximului care mai poate fi văzut pe ecran se calculează
să-i spunem capa acestui ordin, împărțind L la lungimea de undă. Și în cazul nostru avem 2 micrometri, 2 ori 10 la minus 6 metri, supra 500 de nanometri, înseamnă 500 ori 10 la minus 9 metri, deci capa va fi 2 ori 10 la minus 6 supra 5 ori 10 la minus 7, adică 20 supra 5 egal cu 4. Deci ordinul cel mai mare al maximului pe care îl pot vedea cu această rețea de difracție pe ecranul meu este 4. Dar asta nu înseamnă că văd 4 maxime, pentru că văd 4 de o parte a maximului central și 4 de cealaltă parte plus maximul central. Deci am de 2 ori 4 plus 1, adică 9. N este de forma 2 kappa plus 1, N egal cu 9, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este cel de la punctul D. În circuitul din figura alăturată, toate rezistoarele au aceeași rezistență R mare, iar firele de legătură sunt ideale. Este adevărat că A. Rezistorul R1 este conectat în paralel cu rezistorul R3. Nu, rezistorul R1 este conectat întâi în serie cu R2 și apoi gruparea respectivă este legată în paralel cu R3. Legarea în paralel presupune că avem aceeași tensiune, ori nu avem aceeași tensiune pe rezistorul R1 cu cea pe rezistorul R3. B. Rezistorul R2 este conectat în serie cu sursa. Legarea în serie înseamnă că avem același curent care trece prin cele două elemente de circuit. Nu este cazul rezistorului R2 și a sursei, pentru că avem niște noduri între R2 și sursă, indiferent în care sens ne ducem spre sursă. C. I3 egal cu 2I1. I3 este curentul prin rezistorul R3 și I1 este curentul prin rezistorii R1 și R2, dar toți rezistorii au aceeași valoare, aceeași rezistență R. Și atunci, pentru I1 avem U supra 2R valoarea și pentru I3 avem U supra R, pentru că aici avem o legare în paralel. R1 și R2 formează o grupare care e legată în paralel cu R3, deci avem aceeași tensiune U pe cele două porțiuni de circuit. Și asta ne arată că I3 este de două ori mai mare decât I1, deci înseamnă că egalitatea de la punctul C este adevărată. Și atunci cea de la punctul D nu mai poate fi adevărată. La punctul E avem I, adică curentul în ramura principală, egal cu de 4 ori I3. Dar curentul în ramura principală este I1 plus I3. Și I3 este de 2 ori mai mare decât I1, deci înseamnă că I este 3 I1 și nu 4 I3 cum este scris la punctul E. Deci răspunsul corect este cel de la punctul C. Un mod de gaz ideal poate ajunge dintr-o stare inițială dată 1 într-o stare finală dată 2 în urma unor procese termodinamice diferite, A respectiv B, reprezentate în coordonate presiune-volum în figura alăturată. Este adevărat că între căldurile schimbate de gaz cu exteriorul în cele două procese există relația. Principiul întâi ne spune că avem relația Q
este egal cu delta U plus L. Variația de energie internă, delta U, este aceeași pentru cele două transformări, adică 1A2, respectiv 1B2, pentru că plecăm din aceeași stare și ajungem în aceeași stare, iar energia internă este o mărime de stare. Deci delta U este aceeași pentru cele două transformări, așa că putem scrie Q1A2 este delta U plus L1A2, în timp ce Q1B2 este delta U plus L1B2. Și dacă facem diferența, Q1A2 minus Q1B2, delta U se reduce și obținem că este egală cu L1A2 minus L1B2. Lucrul mecanic în transformarea 1A2 este cel colorat cu portocaliu. Este area de sub transformare. În timp ce lucrul mecanic pentru transformarea 1B2 este cel colorat cu albastru. Și se vede clar că lucrul mecanic 1A2 este mai mare decât lucrul mecanic 1B2, ceea ce înseamnă că avem aici o diferență pozitivă, mai mare decât 0. Deci Q1A2 este mai mare decât Q1B2, ceea ce înseamnă că varianta corectă este cea de la punctul E. La următoarele întrebări, răspundeți cu A dacă numai soluțiile 1, 2, 3 sunt corecte, cu B dacă numai soluțiile 1 și 3 sunt corecte, cu C dacă numai soluțiile 2 și 4 sunt corecte, cu D dacă numai soluția 4 este corectă și cu E dacă toate cele 4 soluții sunt corecte sau sunt false. Pentru porțiunea de circuit electric din figură se consideră că toate rezistoarele sunt identice, iar firele de legătură sunt ideale. Următoarele afirmații sunt adevărate. Am explicat în videoclipul Fizica pentru bacalaureat, admitere și examene, curent electric 0,1, începând cu momentul 5 și 15, cu astfel de legătură este echivalentă cu legarea în paralel a celor trei rezistori. Cu această legătură. Și, repet, dacă nu înțelegeți de ce, vă rog să vedeți sau să revedeți videoclipul pe care l-am pomenit. Acolo explic de ce este așa. Și atunci să vedem. Prima afirmație, VA egal cu V indice C. Da, cele două potențiale nu pot fi diferite pentru că punctul A, nodul A și nodul C sunt legate printr-un conductor cu rezistența 0. Deci trebuie să aibă același potențial. Deci adevărat. R indice AD este R pe 3. Da, pentru că rezistența echivalentă a acestui montaj este R mare supra 3. 3, VB egal cu VD, da, din același motiv, nodul B și punctul D sunt legate printr-un conductor cu rezistența 0, deci nu pot avea potențiale diferite. 4, RAD egal cu 0. Nu, RAD nu este egală cu 0. Rezistența AD între cele două noduri pe care le vedeți este R mare supra 3, așa cum era specificat la punctul 2. Deci avem răspunsurile 1, 2 și 3 corecte, înseamnă că răspunsul pe care trebuie să-l dăm este A. Un mol de gaz ideal efectuează un proces termodinamic în urma căruia densitatea sa scade. Întotdeauna este adevărat că densitatea este raportul dintre masă și volum și pentru un sistem închis
cum e cazul nostru, singura posibilitate ca densitatea să scadă este aceea ca volumul să crească. Deoarece masa n-are cum să se schimbe într-un sistem închis. Și atunci să vedem. 1. Gazul se răcește. Faptul că volumul crește, știm asta, nu înseamnă că gazul se răcește. Depinde de tipul transformării. 2. Volumul gazului crește. Da, asta trebuie să fie adevărat, altfel n-are cum să scadă densitatea. 3. Energia internă a gazului scade. Energia internă depinde de temperatură și, așa cum am spus, nu știm ce face temperatura, depinde de felul transformării. 4. Gazul cedează lucrul mecanic în exterior. Da, dacă volumul crește, gazul efectuează lucru mecanic. Deci sunt adevărate afirmațiile de la 2 și 4, așa că trebuie să răspundem cu ce. Se consideră un gaz real cu temperatura critică de 300 Kelvin. Acest gaz este comprimat izoterm la diferite temperaturi. Următoarele afirmații sunt adevărate. 1. Indiferent de temperatura la care se face comprimarea izotermă, gazul poate fi lichefiat. Nu, pentru că un gaz poate fi lichefiat doar dacă comprimarea izotermă se face la o temperatură mai mică decât temperatura critică. 2. Gazul poate fi lichefiat prin comprimare izotermă la 400 de Kelvin. Nu, pentru că 400 de Kelvin e o temperatură mai mare decât temperatura critică a gazului nostru. 3. Dacă gazul este comprimat izoterm la 273 Kelvin, acesta nu mai poate fi lichefiat. Ba, poate fi lichefiat pentru că suntem la o temperatură mai mică decât 300 de Kelvin. 4. Prin comprimare izotermă la 300 de Kelvin, gazul poate fi lichefiat. Ei, aici suntem la limită, dar dacă definim temperatura critică ca fiind cea mai mare temperatură la care gazul încă mai poate fi lichefiat, atunci afirmația de la punctul 4 este adevărată și înseamnă că ea este singura adevărată, singura corectă, deci răspunsul trebuie să fie D. Energia electrică se poate măsura în 1 joule pe metru pătrat, 2 kWh, 3 watt pe metru pătrat, 4 joule. 1 kWh înseamnă 1000 de wați înmulțiți cu 3600 de secunde. Adică 3.600.000 de watt ori secundă, dar wattul este unitatea de măsură pentru putere și puterea este energia împărțită la timp. Ceea ce înseamnă că wattul este joule pe secundă. Și înseamnă că watt ori secundă este joule. Deci kilowattora este un multiplu al joule-ului. 1 kWh înseamnă 3.600.000 de juli și deci, da, energia electrică se poate măsura în kWh. Să nu confundați aici unitatea de măsură pentru putere, wattul se notează cu W, dar și energia electrică se notează cu W. Lucru care poate crea confuzii. Deci aici avem energia electrică, iar aici avem unitatea de măsură pentru putere. Așa că răspunsurile corecte sunt 2 și 4 kWh și joule, kilowattul oră fiind, așa cum am arătat, un multiplu al joule-ului și asta înseamnă că răspunsul corect este C. Un microscop optic are distanța focală a obiectivului de 2 mm și distanța focală a ocularului de 5 cm și intervalul optic E 2 cm. Următoarele afirmații sunt adevărate.
Teoria aparatelor optice se găsește în cursul Aparate optice. Și acolo puteți vedea că în cazul microscopului puterea se calculează cu E supraprodusul celor două distanțe focale, F1 ori F2 sau F ocular înmulțit cu F obiectiv. În cazul nostru va fi E este 2 centimetri, deci avem 2 ori 10 la minus 2 metri, iar cele două distanțe focale sunt una 2 mm și una 5 cm, deci 2 ori 10 la minus 3 metri înmulțit cu 5 ori 10 la minus 2 metri. Și rezultatul se obține în 1 pe metru, în dioptrie. Avem pentru putere, atunci, dacă simplificăm cu 2 și 10 la minus 2, avem 10 la minus 3 care trece la numărător, 1000 împărțit la 5, 200 de dioptrii, metru la minus 1 sau dioptrii. Iar grosismentul în cazul microscopului este aproximativ puterea împărțită la 4. Deci în cazul nostru grosismentul va fi 50. Și atunci răspunsurile corecte sunt cele de la punctul 1. Puterea optică a microscopului este 200 metru la minus 1. Și 3. Grosismentul microscopului este 50. Așa că trebuie să răspundem cu B. Un mol de gaz ideal se destinde adiabatic. Următoarele afirmații sunt adevărate. 1. Gazul se încălzește. La o destindere adiabatică, temperatura scade, pentru că gazul efectuează lucru mecanic, își mărește volumul, dar nu primește căldură. Prin definiție, nu primește căldură dacă transformarea este adiabatică. Și atunci energia lui internă scade, deci temperatura scade. 2. Gazul primește lucru mecanic din exterior. Dacă e destindere, înseamnă că volumul crește, înseamnă că gazul efectuează lucru mecanic, nu primește lucru mecanic din exterior. 3. Gazul cedează căldură exteriorului. Nu poate, că avem transformare adiabatică, nu poate schimba căldură cu exteriorul. 4. Presiunea gazului crește. Dacă avem o destindere adiabatică, volumul crește, temperatura scade, ceea ce înseamnă că și presiunea scade. Deci, niciuna dintre afirmații nu este corectă. O transformare adiabatică are ecuația P ori V la gamma constant. Ceea ce înseamnă că dacă volumul crește, presiunea scade. Deci, nici a patra afirmație nu este corectă. Niciuna nu este corectă, trebuie să răspundem cu E. Într-o incintă metalică de volum constant se află nu moli de gaz diatomic. O fracțiune F din particulele gazului disociază la temperatură constantă. După disociere este adevărat că și e vorba și despre presiune, așa că să vedem ce se întâmplă cu presiunea. Ecuația termică de stare, P ori V egal cu nuRT, arată că presiunea este nuRT supra V. În cazul nostru, atât temperatura cât și volumul sunt constante, R e constanta generală a gazelor, deci în cazul nostru presiunea depinde doar de numărul de moli, dar numărul de moli se schimbă prin disocierea unui număr de molecule din sistem. Pentru că numărul de moli depinde de câte particule sunt în sistem. N-are importanță ce fel de particule sunt. Și în momentul în care niște molecule disociază, crește numărul particulelor, deci crește și numărul de moli. Așa că presiunea inițială este nuRT supra V, presiunea finală, să-i spunem P2, va fi nu' ori RT supra V. Să vedem cât este nu'. Nu', adică numărul de moli după procesul de disociere,
este nu, numărul inițial, din care trebuie să scad F ori nu, adică fracțiunea care a disociat, pentru că acele molecule au dispărut, dar în locul lor au apărut de două ori F nu particule. Pentru că prin disociere fiecare s-a transformat în două particule, deci plus 2 F nu. Și atunci nu prim va fi nu lângă 1 plus F. Și atunci presiunea pe 2 va fi nu pe lângă 1 plus F RT supra V. Și se vede că pe 2 pe P1 va fi 1 plus F. Adică va fi un raport supraunitar, pentru că tot restul se simplifică. Și atunci să vedem răspunsurile. Presiunea gazului din incintă scade, nu? Pe 2 e mai mare decât pe 1. Presiunea gazului din incintă rămâne constantă, nu? Masa de gaz din incintă crește, nu? Pentru că avem un sistem închis. Masa nu se poate modifica. 4. Numărul de mol total din incintă se calculează cu relația nu pe lângă 1 plus F. Este adevărat. Numărul total de mol din incintă după procesul de disociere este nu pe lângă 1 plus F. O persoană poate vedea clar obiecte situate până la distanța maximă de 2 metri. Următoarele afirmații sunt adevărate și afirmațiile sunt despre ce fel de defect de vedere avem și ce fel de lentile sunt recomandate pentru a corecta acest defect de vedere. Defectul de vedere este miopie, pentru că distanța maximă de vedere trebuie să fie infinit. Ori ochiul despre care vorbim nu vede clar decât obiectele care se găsesc până la 2 metri, la maximum 2 metri. Deci avem defectul de vedere miopie. Cum îl corectăm? Pentru ca această persoană să vadă și obiectele care se găsesc la infinit, adică x1 cu minus infinit, trebuie ca imaginea acestora să se facă la 2 metri, să se formeze la 2 metri în fața ochiului, ca să le poată vedea clar. Adică x2 trebuie să fie minus 2 metri. Și atunci 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f, care este convergența. Pentru că x1 este infinit, acest termen dispare și observăm că avem convergența egală cu minus 1 pe 2 metru la minus 1, adică minus 0,5 metru la minus 1 sau dioptrii. Deci e nevoie de lentile cu convergența negativă, divergente, și cu valoarea convergenței minus 0,5 dioptrii. Și asta înseamnă că răspunsurile corecte sunt 1, defectul de vedere descris este miopie, și 3, pentru a vedea clar obiecte foarte îndepărtate, se recomandă lentile sferice divergente, având convergența de minus 0,5 metru la minus 1 sau dioptrii. Deci 1 și 3, ceea ce înseamnă că răspunsul trebuie dat sub forma B. Sper să vă ajute în pregătire aceste rezolvări. Pe curând!